Bună seara, doamnelor și domnilor, suntem în direct. Primetime Metropola TV, sunt imagini dramatice cu morții COVID de la morga Spitalului Universitar din București. Imagini au fost furnizate de conducerea spitalului azi de dimineață. Morga Spitalului Universitar este arhiplină. Corpurile celor decedați din cauza COVID nu mai au loc în frigidere. Imagini filmate azi dimineață, așadar, presa a mai primit și de la Spitalul Bagdazar Arsenii imagini similare, terifiante, cât să cutremure o lume întreagă. În ultimele zile, la spitalele din capitală, cel puțin, s-au format cozi de ambulanțe care aduc pacienții COVID în stare gravă. Cea mai neagră zi de până acum, care l-a mobilizat și pe președintele nostru, după o săptămână de tăcere și de o criză fără precedent, a ieșit în seara asta să ne spună ce știm și ne-a îngrozit pe toți când am auzit bilanțul oficial. 574 de decese astăzi. 10.000 de oameni s-au infectat de ieri și până astăzi. Avem 18.863 de cazuri noi și 1.800 bolnavi la ATI, iar în spitalele din România sunt 850 și peste chiar de copii. E un dublu record negativ de la începutul pandemiei. Cele mai multe cazuri rămân în București, Constanța, Ilfov. Bună seara, Sarmiza Andronic, bună seara, doamna Cătăuță, bună de la seara. PSD, bună seara, doamna Calistru, Funky Citizen, bună seara, doamna Norica Nicolai, fost europarlamentar, la telefon. Doamna Nicolai, ne auzim? Nu, încă nu. Cu doamna Calistru vreau să verific dacă ne vedem și dacă bună ne seara. Bună seara, bună seara. Președintele a ieșit în seara asta, ne-a furnizat, să zicem, o surpriză, Sarmiza Andronic, nu s-a aștepta nimeni să mai apară. Păi pentru că știrea era de o săptămână că președintele tace. Nu, dar nu a apărut pentru noi. A apărut ca să vadă reprezentantul OMS că pe președinte îl interesează. Acum avem 574 de morți. Nu am avut... Poate am avut mai puțin, dar erau oricum la momentul respectiv cei mai mulți morți. Da? Deci dacă am avut mai puțin ieri, tot au fost cei mai mulți morți până ieri și așa mai departe. Deci noi suntem într-o situație îngrozitoare. Președintele a încercat un fel de empatie cu poporul, încercând să facă trimitere la emoție, la viața oamenilor. Nu-l prinde genul ăsta de discurs. Și mai ales nu mai e credibil, pentru că e momentul să repetăm, a spus că a învins pandemia, astăzi se îngrijorează pentru soarta noastră. Cred că e un pic cam târziu, am văzut că a anunțat că mâine face o întâlnire cu cei răspunzători, cred că ar fi trebuit să o facă până acum, dar sigur că domnia s-a avut alte priorități. Pe mine însă mă îngrozesc aceste imagini pentru că le-am mai văzut în Italia la începutul pandemiei. Vă amintiți că ne speriam toți, numai că pe vremea aceea nu existau medicamente, nu știam cine și cum sau ce fel de medicament reacționează sau ne poate face bine într-o astfel de situație, care sunt medicamentele care pot învinge COVID-ul. Nu aveam vaccin, nici nu se vorbea la acel moment de un vaccin și atunci sigur că eram disperați. Astăzi însă, în România, când vedem astfel de imagini, n-avem cum să nu fim disperați noi, indiferent ce ne-ar spune președintele. Doamna Calistru, îi spun bună seara doar doamnei Norica Nicolai. Bună seara, vă rog să vă alăturați bună discuției. Doamnelor din platou. Bună seara. Doamna Calistru, abundă comparațiile sinistre. De 8 ori mai mulți oameni care au murit astăzi, în ultimele 2 săptămâni decât la colectiv. De 4 ori decât la Revoluție. De nu știu câte ori ca la cutremurul din 7-7. Unde am ajuns? Am ajuns într-adevăr în situația Italiei sau în situația pe care o vedeam în New York. Într-adevăr însă diferența este una majoră. Și pentru că noi avem acum la dispoziție instrumentele pentru a face să ne fie mai bine, dar și pentru că Italia la acel moment a știut să ceară ajutor. Și a știut să ceară ajutor cumva din timp. Vă amintiți inclusiv acele echipe de medici asistente din România care s-au dus să dea o mână de ajutor. Noi, din păcate, am făcut acest lucru un pic prea târziu. Am fost ocupați, sau nu noi cetățenii, dar autoritățile, politicienii au fost ocupați cam cu alte lucruri.
Motiv pentru care, într-adevăr, statistica deja începe să ne lase un pic reci, oricât ar suna de sinistru acest lucru. Și da, încercăm genul acesta de comparații cu momente de tipul Revoluției, comparații cu morțile de la colectiv din timpul celui de-al doilea război mondial, batem record după record. Și eu am văzut încercarea președintelui de a fi un pic emoțional, din păcate, într-adevăr, e un pic cam târziu și un pic cam prea puțin. Avem în față o dramă care, cred eu, nici măcar nu este la vârful său. Acum, în această perioadă, vedem morții din numerele celor îmbolnăviți acum 2-3 săptămâni. Acum avem și mai multe cazuri. Îmi este groază, efectiv groază, de momentul de peste 2-3 săptămâni de acum înainte. Ce se va întâmpla cu toți oamenii care s-au pozitivat în această perioadă și ce se va întâmpla cu sistemul sanitar la acel moment? Doamna Nicolae, propun să-l vedem pe Iohannis, care s-a trezit din amorțire și din tăcerea suspectă. Și apoi, sigur, o să mergem și în Parlament, unde e audiată ministra propusă din nou a sănătății, doamna Mihăilă. Haideți să-l vedem pe președinte. ...18.863 de cazuri noi de îmbolnăviri COVID-19, 574 de decese, 1.805 cazuri la secțiile de terapie intensivă și sunt doar raportările zilei de astăzi. În realitate, sunt milioane de români afectați, cu viețile schimbate de multe ori ireversibil de efectele acestei pandemii. Spitale arhipline, secții de terapie intensivă care nu mai fac față, medici epuizați. Acest coșmar ne arată că, din păcate, valul 4 se dovedește mult mai agresiv chiar și decât cele mai pesimiste așteptări și prognoze. Pregătirea acestui val pe fondul unei campanii de vaccinare care s-a mișcat mult prea lent a fost deficitară. Cauzele sunt multiple, dar și dacă vedem cine și ce a greșit, acum ceea ce mai contează este să reușim să depășim această mare cumpănă. Este alarmantă lipsa de acțiuni concrete din partea autorităților. Și cifrele de astăzi confirmă, din păcate, că nu s-a făcut ceea ce ar fi trebuit până acum. Am decis să convoc mâine o ședință cu toți responsabilii guvernamentali implicați în gestionarea pandemiei pentru instituirea unor măsuri clare, restrictive, singurele care mai pot diminua în acest moment răspândirea infectărilor. În același timp, pentru a opri acest val pandemic foarte agresiv, sunt necesare măsuri urgente care să stopeze transmisia comunitară intensă și este nevoie de ele acum. Fie că vorbim de certificatul verde adoptat în regim de urgență de către Parlament sau de alte măsuri capabile să reducă pe termen scurt mobilitatea și interacțiunea umană, nu trebuie să mai pierdem nici o clipă în a le asuma și pune în aplicare, indiferent cât de nepopulare ar părea. Orice zi pierdută sau de ezitare poate avea efecte dramatice pentru noi toți ca societate. Doamnelor, doamna Cătăuță, doamna Nicolae, pe ce lume e omul ăsta? În lumea lui, domnul Bucur, pentru că niciodată n-a fost în lumea noastră. Mă așteptam la o ieșire de tipul ăsta. Este o ieșire care, din punctul meu de vedere, sigur, utilizează excesiv factorul emoțional. Sunt imagini care ne impresionează pe toți. Folosește însă președintele acest factor emoțional pentru a ne spune că trebuie luate măsuri restrictive. N-a împiedicat nimeni guvernul să le ia în limitele și în spiritul legii, respectând legea,
pentru că nu putem să abdicăm de la statul de drept în această țară și să adâncim haosul și printr-un abuz legislativ și printr-un haos legislativ. Mie mi se pare însă că și, desigur, pledoaria pentru vaccinare o înțeleg, o susțin. Pentru cei care pot face vaccinul, este chiar recomandat să-l facă. Trebuie să se țină cont însă că sunt și oameni care din diverse motive de sănătate nu pot accesa acest vaccin. Lucrurile în plan științific au fost suficient de controversate dacă luăm declarațiile oficialilor și nu a celor făcuți pe puncte din România. Oficialilor care știu ce spun pentru că au în spate o bază științifică, o bază de cercetare. Doamna Nicolai, cu acceptul dumneavoastră, mă întorc la dumneavoastră în câteva minuțele, merg și la doamna Cătăuță cu un punct de vedere și apoi mergem în Parlament, că e luată la întrebări doamna Mihaila, ministra sănătății, fix despre ce ne interesează, de ce nu-ți medic medicamentele care trebuiesc în spitale și alte lucruri. Vă rog, doamna Cătăuță, președintele avea la dispoziție pârghii, măsuri, se instituie, inclusiv un lockdown, așa cum s-a întâmplat în alte țări, așa cum în Letonia se întâmplă de ieri încoa. Vorbim de același personaj care în luna iunie spune că practic am oprit pandemia. Sunt atât dânsul cât și domnul Câțu. Și să știți că îi auzeam și pe candidații de miniștri astăzi ai USR. Ei trăiesc într-o lume total paralelă cu a noastră, să știți. În lumea lor curg râuri de lapte și miere. Chiar domnul Ghinea, dacă nu mă înșel, a folosit această metaforă cu râurile de bani care vor veni în România. Avem timp pe partea a doua, Cătăuță. Să mergem acum să o vedem pe doamna ministru a Sănătății, fostă și propusă în guvernul Cioloș. Vorbește despre contractele pentru vaccinuri și despre medicamentele care lipsesc. Și pe parcursul anului 2021. De când am ajuns eu, am semnat contracte pentru continuarea vaccinării în anul 2022 și 2023 și cantitățile semnificative au fost doar pentru un tip de vaccin, cel care s-a dovedit mai popular la noi în țară. În rest, am semnat doar diminuări de necesar de vaccinuri și renunțări la noi contracte. Cred că fiecare dintre miniștri și dintre responsabilii care și-au asumat în acel moment semnarea sau și-au manifestat dorința de a nu intra într-un contract, a luat decizia adecvată momentului. În 2020 nu se știa care dintre vaccinuri vor fi eficiente. În 2021 ne doream un calendar de livrare favorabil. Iar în momentul în care eu am preluat mandatul, am văzut că există un surplus de vaccinuri, motiv pentru care deciziile acelui moment au fost de diminuarea cantităților de care România să beneficieze. Clauzele de confidențialitate ale acestor contracte sunt clauze comerciale. În august 2021 am solicitat uneia dintre companiile producătoare informații privitoare la ce putem transparentiza. Cred că cu un cadru legal potrivit putem să transparentizăm multe din informațiile acestor contracte, multe din traseele pe care vaccinurile le-au avut și cred că acest lucru este benefic, este inclus în programul de guvernare și scopul este tocmai acesta, de a limita difuzarea acestor informații false legate de vaccinuri, de a facilita populației înțelegerea acestui mecanism de solidaritate în ceea ce privește achiziția, distribuția, vânzarea și donația de vaccinuri. Și mai este întrebarea. M-ați întrebat de ce am... Răspund la toate, dacă îmi permiteți. Eu am timp. M-ați întrebat de ce am închis spitalele de cronici. Spitalele de cronici nu au fost închise. Prin ordinul 434 publicat în aprilie 2021, s-a desființat denumirea de spital exclusiv COVID și s-a creat posibilitatea ca pacienții cronici sau pacienții cu afecțiuni acute altele decât COVID-19 să poată să aibă acces în spitale. Dar acest lucru nu s-a făcut fără măsuri de prevenție. Fiecare spital care a solicitat modificarea de structură pentru a-și reduce numărul de paturi de COVID a trebuit să depună un plan de recrudescență, un plan de reziliență
prin care să se angajeze atât spitalele de pe raza unui județ, cât și direcțiile de sănătate publică județene, să crească numărul de paturi, astfel încât în situații acute, cum este cea de acum, această creștere să se poată face rapid, în maxim 2 săptămâni, spitalele să poată să revină la numărul maxim de paturi. Din păcate, această prevedere a fost modificată în 30 septembrie. Am aici, o să vă rog să consultați toate planurile centralizate pentru numărul maxim de paturi asumat de fiecare din spitalele și direcțiile de sănătate care au depus și și-au asumat acest mijloc de a se adapta evoluției pandemiei. M-ați întrebat de ce am tăcut. Nu am tăcut, doamnelor parlamentari și domnilor parlamentari. Am utilizat toate căile pe care le-am putut utiliza pentru a comunica cu cei care puteau să facă ceva pentru pregătire. Aici aveți și o să vă rog să le consultați. Toate adresele pe care le-am trimis, toate adresele sunt cu număr de înregistrare, fie de la cabinetul premierului, fie de la Ministerul de Finanțe, în perioada în care fostul premier era ministru de Finanțe. Și am să vă spun așa, cu număr de înregistrare în 28 aprilie, premierul a fost informat despre situația dramatică a bugetului Ministerului Sănătății. Premierul a fost informat că execuția bugetară este 100% pe programele naționale de sănătate și pe plata centrelor de vaccinare. Premierul a fost informat despre nevoia de a suplimenta bugetul programelor naționale, bugetul serviciilor județene de ambulanță, bugetul rezervei Ministerului Sănătății. Am solicitat suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății în august cu o sumă de 10 milioane de lei pentru a asigura finanțarea vaccinurilor din Programul Național de Vaccinare. Solicitare care a fost respinsă de către ministrul de finanțe de atunci, fostul premier Florin Câțu. Am solicitat de asemenea, informând premierul, grăbirea rectificării bugetare prin adrese repetate în 13 iulie, în 29 iulie, prin 2 adrese, în 4 august, specificând de asemenea care sunt consecințele acestei întârzieri. Faptul că nu se pot achiziționa, și aici este scris, tratamentele necesare pacienților COVID-19. Vorbim de remdesivir, de exemplu. Faptul că bugetele serviciilor județene de ambulanță sunt epuizate și că doar prin efortul managerilor de spitale, cărora țin să le mulțumesc și acum, aceste servicii de ambulanță și unități de primire urgență au reușit să funcționeze. Faptul că nu există resurse pentru vaccinurile obișnuite și a trebuit să facem tot felul de artificii bugetare pentru a le asigura. Faptul că medicii și personalul medico-sanitar din centrele de vaccinare nu au fost plătiți. Ce a ales să facă domnul premier? Domnul premier a ales să amâne rectificarea bugetară până când a trecut Programul Național de Dezvoltare Locală Angel Salini, adică în 9 septembrie, când deja și domnul străinu Cercel știe, pentru că am avut numeroase discuții în sensul acesta, nu mai aveam medicamente pentru tratamentul pacienților HIV. Tot în această rectificare bugetară trebuiau să intre sumele alocate bonurilor de masă pentru vaccinați. Aseară, un medic de familie mi-a transmis un mesaj, o bătrânică de 80 de ani, care a venit la vaccinare și care a primit un astfel de bon de masă și a mulțumit. Ce a ales premierul să facă? A ales să nu dea
cei 100 de lei ca bonuri de masă pentru vaccinare, a ales să nu dea cele 10 milioane pentru programul obișnuit de vaccinare, a ales să nu aloce cele 400 de milioane solicitate pentru dotările din spitale, a ales să nu aloce cele 150 de milioane solicitate pentru acoperirea fondului de rezervă și a ales să nu aloce finanțare pentru serviciile județene de ambulanță și unitățile de primire urgență. A ales însă să aloce peste 1 miliard de lei din fondul de rezervă pentru a cumpăra voturi la Congres. Toate aceste documente le aveți. Mă întrebați de ce am tăcut. Eu, în 2 septembrie, am comunicat public toate aceste lucruri. Toate informațiile și documentele au fost disponibile, și au fost arătate presei. Toate aceste informații. Nu am tăcut, domnilor și doamnelor. Din 2 septembrie, lumea știa care este situația și care a fost atitudinea premierului. Dar ce ați făcut unii dintre dumneavoastră? Ați ales să amânați, prin metode neconstituționale, votarea moțiunii de cenzură, pentru că acest lucru ar fi avut șanse să fie rezolvat mai devreme. Cred că nu face obiectul discuțiilor de astăzi. Dacă îmi permite să vă dau o sugestie pe viitor, paturile fără oxigen n-au nicio valoare. Toți pacienții care... Audierea Ministrului Sănătății propus din nou de data asta în Guvernul Cioloș, doamna Mihăilă, acuzații foarte grave și fără precedent. Mihăilă a spus că a pus soluții pe masă privind pandemia, care însă au fost faultate de câte ori s-a putut de către un premier, în speță domnul Câțu, care nu credea că vine valul 4. M-aș duce, doamnelor, stimatele mele invitate, imediat facem discuție de declarațiile doamnei Mihăilă, audierile continuă, o să ne întoarcem să vedem imagini și discuții de acolo, dar m-aș duce pe discuție cu avertismentul doctorului Jurma. Mii și mii de morți, pentru că autoritățile, dacă îl citesc pe președinte în stilul său, abia azi a ieșit să ne spună: am decis să convoc o ședință pentru instituirea unor restricții. Iar medici din țara asta se întreabă de săptămâni de ce nu e instituit un lockdown, pentru că inclusiv, o să vedeți, Constituția o permite. Hai să-l vedem pe doctorul Jurma. Doctorul Jurma spune așa: săptămâna trecută am depășit pragul de 100.000 de cazuri pe săptămână. Acumulăm mai multe cazuri într-o săptămână decât într-o lună, în toată luna octombrie, anul trecut, sau în aprilie, din valul 3 alfa. La o rată de detecție de 1 la 5, în realitate, acum se îmbolnăvesc săptămânal 500.000 de români. Tot săptămâna trecută am înregistrat 2.361 de morți. În ultimele 14 zile, 5.000 de români au fost uciși de COVID. Spune undeva, doctorul Jurma nu mă ajută, nu? Declarația în timp real nu se succede. Textul spune că o să ajungem la 10.000 de morți, și nu mă înșel, mi-amintesc, 10.000 de români vor fi uciși de COVID în următoarele 2 săptămâni. Da, pentru că nu se întâmplă nimic. Adică nu se întrevede niciun fel de măsură drastică. Dacă mergem în ritmul ăsta și președintele doar iese să ne spună cât e de grav, normal că ajungem la 10.000 de morți. Adică este, din păcate pentru noi, o informație credibilă, ceea ce spune doctorul Jurma. Pe de altă parte, astăzi și nu pot să nu subliniez că astăzi președintele a venit în fața națiunii să spună că vaccinul este sigur. Este o declarație complet hazardată, pentru că bine ar fi, adică aș fi vrut să renunțe, eu personal aș fi vrut să nu-l aud pe președinte că spune asta, să spună: da, este un instrument la îndemână, este în regulă, haideți să vă vaccinați, dar că este sigur, asta este mult prea mult și de asta este necredibil. Pentru că președintele României face întotdeauna declarații hazardate. Mă îngrozesc când văd că rulați pe ecran aceste imagini. Poate că la un moment dat le va vedea și cineva care va ști ce să facă, pentru că nu mai știm ce să facem. Numai că, apropo, oamenii din țările civilizate nu înțeleg
Cum? Da. O țară? Deci, repet, președintele astăzi a ieșit nu pentru noi, pentru reprezentantul OMS și am ascultat-o pe doamna Mihăilă și aș vrea să subliniez un lucru și aș vrea să mă contraziceți dacă greșesc. Cred că pe data de 1 septembrie domnul Stelian Ion a fost demis și doamna Mihăilă spunea că pe data de 2 septembrie a ieșit să ne spună câte probleme are domnia sa la minister. De ce a trebuit să așteptăm să facă o greșeală din punctul lor de vedere domnul Florin Câțu ca să iasă și să-l certe? De ce nu a făcut asta înainte? De ce atunci când erau împreună, înainte să fie această tensiune în coaliție, n-a ieșit nimeni să spună asta? Da, mie mi se pare că ceea ce au întrebat cei de la comisie este absolut pertinent. Adică pe 1 septembrie l-ai demis pe Stelian Ion și pe 2 septembrie a ieșit ministrul să spună câte probleme doamna are. Doamna Calistru, doamna Nicolae, doamna Cătăuță, e mai puțin important cine, USR-ul, PNL-ul, cert e că realitatea da, continuă să facă e foarte asta. Dură. Dar asta. Eu mi-am inteles, Armiza, că useriștii au ieșit acum vreo două luni și au anunțat, au fluturat niște măsuri extrem de dure. Pașaport COVID, care nici astăzi, după trei luni de la implementarea lui în țările civilizate, și noi suntem pe acolo teoretic în clubul celor din UE, la noi nu e, e o inițiativă uitată în Parlament. Pentru că știți ce au făcut? Vă spune de ce nu avem. Pentru că au scos testarea din certificatul verde, deși peste tot în lume testarea este una din cele trei metode, fie vaccinare, fie testare, fie faptul că ai trecut prin boală în ultimele 90 de zile sau 180 de zile. Ei au scos asta și mai mult decât atât, au introdus în acea ordonanță de urgență faptul că drepturile cetățenești pot fi suspendate prin hotărâre de guvern. Lucru care este total anticonstituțional. Participam astăzi la un eveniment pe sănătate și o doamnă de acolo a spus un lucru foarte adevărat. Există această problemă a COVID-ului și da, trebuie să ne uităm la cine este responsabil, pentru că oamenii ăia nu mai au ce căuta la butoane. Doamna Mihăilă, niciodată în viața ei, nici măcar nu trebuie să se mai apropie de Ministerul Sănătății, nu că să nu fie ministru. Da, i-am dat ascultarea din aur, doamna Nicolae. Da, și părea foarte logică și foarte coerentă. Da, Câțu a ignorat absolut tot ce a venit din partea Ministrului Sănătății, că s-a numit Voiculescu sau Mihăilă. Nici nu știe pe ce să crezi. I-aș fi dat și dreptate dacă ar fi spus aceste lucruri când ar fi trebuit. Pentru că oamenii ăștia nu înțeleg responsabilitatea ministerială. Asta se partajează. Și primul ministru și doamna Mihăilă, dacă sunt vinovați, sunt în egală măsură vinovați. Pentru că era o prioritate națională această criză de sănătate și asta ar fi trebuit să fie prioritatea numărul unu a guvernului. Sigur, lucrurile, după părerea mea, sunt cumva și alertate. Cred că în continuare nu fac decât o campanie pentru provaccinare, ceea ce subliniez încă o dată este corect, dar nu asta rezolvă în totalitate epidemia. Măsurile pe care trebuiau să le ia și nu le-au luat, comportamentele pe care le-au avut, care au aruncat în derizoriu credibilitatea oricărui demers guvernamental, și mă refer la politicieni, congrese, privilegii pentru diverse festivaluri, relaxare generoasă fără a lua o minimă măsură de prevenire, toate astea au decredibilizat orice politică publică de pandemie. Dar aș vrea să vă spun că constat că nu-și pune nimeni o întrebare. Tot timpul avem titluri bombastice, suntem prima țară cu privire la mortalitate. Eu nu cred că stau lucrurile așa, pentru că de foarte mulți ani trăim într-o mizerie care înseamnă cifra reală a populației României. OMS a spus 19 milioane, dar cu noi toți știm că aproape 5 milioane de români nu trăiesc în interiorul țării. Deci dacă mergem foarte corect pe realitate, asta ar însemna o rată de vaccinare de aproape 40%. Vorbesc doar strict de românii care trăiesc aici. Dar trăim de foarte mulți ani în minciuna cifrei populației României, pentru că ne convine. Ne convine la alegeri, ne convine la alocările bugetare și toată această minciună se decontează. Eu cred că în momentul de față trebuie să fim foarte lucizi. Și după părerea mea, va trebui să facem prioritar două lucruri.
stabilim niște reguli care să nu fie schimbate, impunem măsuri după 6% rată de infectare, după care așteptăm să vină 10%. Nu, specialiștii trebuie să ne spună în ce procent o rată de infectare favorizează transmiterea comunitară. Și aceea trebuie să fie, atunci când s-a atins, să fie însoțită de măsurile foarte clare și foarte ferme. Pentru că toată această bâșbuială și toate aceste facilități pe care le-au făcut n-au închis Bucureștiul la 6, la 10, nu-l închid nici la 16 și dacă cineva nu se trezește, nu o să-l închidă nici la 23. Și nici măcar nu sugerează un lockdown, domnul președinte, nu se referă la anumite restricții care vizează circulație. Doamna Calistru, acuză foarte dure din partea Ministrei Sănătății, doamna Mihăilă. Sigur, s-a acoperit de hârtii. Evocă acea scrisoare, acele rapoarte din 2 septembrie, o grămadă de vreme de atunci. Câțu n-ar fi făcut nimic. Dar dacă are dreptate, există instituții ca DNA-ul, ca parchetul, unde putea să se ducă doamna Mihăilă și să reclame. Și mai mult decât atât, există opinia publică și presa. Într-adevăr, sincer, din ce am auzit, acuzele par reale, pare că așa s-a întâmplat, ține minte discuțiile de atunci, însă nu s-au văzut neapărat în spațiu public, așa cum le vedem prezentate astăzi. Cred că pentru noi toți, da, era o bănuială că nu s-au înțeles pe bani, pe rectificări, că lipsesc medicamente, că poate nu sunt făcute toate plățile și așa mai departe. Însă nouă nu ni s-a spus cu subiect și predicat când era momentul. Hei, avem o foarte, foarte mare problemă. Nu uitați că rectificarea bugetară era inițial așteptată pe undeva pe luna iulie. Era așteptată cu mult, exact, era așteptată cu mult înainte de începutul lunii septembrie. Chiar exista de la Parlament delegată, în lista actelor delegate pe parcursul vacanței parlamentare, era și rectificarea bugetară, deci ar fi trebuit să se întâmple cu mult înainte să înceapă scandalul din această coaliție. În același timp, problema mare în acest moment este că și cu aceste imagini și cu aceste fapte legate de frânele puse sau de greșelile comise, noi nu ni se răspunde la o întrebare foarte simplă. Cum avem pretenția că vom avea rezultate diferite dacă folosim fix aceleași instrumente? Pentru că în acest moment noi ni se spune că de fapt a fost o problemă de lipsă de comunicare sau chiar de frâne puse în interiorul. Președintele Iohannis, doamna Calistru, trebuia să iasă să ne spună răspicat de azi înainte, știm ce facem. Închidem țara, închidem Bucureștiul. Trebuia să spună un lucru foarte clar, în primul rând, în legătură cu cine a spus ceva de genul s-a greșit. Cine este acest impersonal? S-a, Dumnezeu știe. Eu aș fi așteptat. O fi tot domnia sa, nu vă uitați ideea, nu se poate. Trebuie să-l vedem pe Iohannis, care acum 2-3 luni, sau poate mai puțin, nu știu, când Câțu juca fotbal și mergea în vama veche la o miuță și în costum de rocker pe la domnia sa, pe la partid, domnul Iohannis ne spunea că pandemia e pa. Hai să-l revedem. Campania de vaccinare a fost un succes. Noi practic am oprit pandemia. Acum însă, sigur, faptul că avem așa puține cazuri, nu mai avem un interes foarte mare pentru vaccinare. Eu îmi doresc tare mult ca românii să înțeleagă foarte bine că pandemia nu s-a terminat. Acum suntem într-o pauză de vară, dar pandemia revine cu noi și noi variante, mutații ale virusului. Și singura protecție, repet, singura protecție este vaccinul. Deși acum ne aflăm într-o perioadă cu un număr scăzut de infectări, trebuie să fim realiști. Pandemia nu s-a încheiat. Vedem în multe țări o intensificare, așa numitul val 4, și România trebuie să fie la rândul ei pregătită pentru a-i face față. Astea sunt faptele, doamna Calistru, mă întorc la dumneavoastră. Ne e clar ce ne-a spus președintele astăzi seară? Ce restricții ne așteaptă? Nu, și nu înțeleg de ce nu s-a întâmplat în seara asta ședința aia de urgență, dacă tot e panică. Pentru că e panică.
De fapt, despre asta este vorba, că nu mai poate, nu mai duce sistemul sanitar. Sau e panică că ei nu știu ce decizie să ia? Acum, dincolo de ce decizie, ce decizie, este foarte, foarte bizar să vii să anunți că este, în sfârșit să anunți sau să admiți faptul că este grav, să spui ne vedem mâine. E ca aia cu ne vedem săptămâna viitoare. Și, sincer, acum, ce fel de pretenții să avem de la un om simplu care se uită la ce s-a întâmplat astăzi, în țara în care trăiește, când la televizor probabil vede știri despre audieri din Parlament? Înseamnă că e, cum zice democrația americanul, business, continuă, business e as usual. Valabil. Nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu ăștia se ceartă în Parlament. Ca de obicei. Nu este nicio problemă cu pandemie, cu sistem sanitar, cu asta, pentru că, nu-i așa, ne arde de certuri politice. Mă uit, înainte de a veni anunțul din seara asta, realmente toți din redacție, doamna Nicolae, Sarmiza, doamna Cătăuță, ne așteptam să anunțe instituirea lockdown-ului. Și am căutat prin Constituție. Președintele putea, era apanajul său, să iasă și să spună da lockdown. Am găsit articolul 93, la măsuri excepționale, care zice că șeful statului instituie starea de asediu sau de urgență în întreaga țară ori în unele unități administrativ-teritoriale și cere Parlamentului ca în cel mult 5 zile să ia aceste măsuri. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 2 zile de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgență. Deci președintele putea să o facă. Acum o lună, acum 2 luni, acum 2 săptămâni. De acum 2 săptămâni și până acum au dispărut 5.000 de români. Da. Dacă îmi permiteți, președintele nu putea să o facă astăzi, pentru că, dacă vă amintiți, pe modul în care a fost instituită prima stare de urgență, președintele a indicat și măsurile care trebuie luate și Parlamentul a luat act de ele și le-a acceptat. Ori în seara asta președintele nu avea niciun fel de idee ce se poate face în această pandemie. Deci, absolut a ieșit doar pentru rațiuni de empatie și să bifeze, sigur, faptul că este foarte atașat și responsabil pentru acest popor și nimic mai mult. Pentru că, de fapt, asta este marea problemă și marea dramă acestei țări. Atâta vreme cât prostia s-a instalat la conducerea țării, nu trebuie să avem pretenții de la nimeni ca să găsim soluții corecte și viabile pentru ca lucrurile să meargă bine în România. Asta este opinia mea. Președintele și guvernul au greșit fundamental în maniera în care au abordat această pandemie. Comunicarea publică a fost un dezastru și faptul că sunt lipsiți de credibilitate a contat enorm în ceea ce se întâmplă în momentul de față. Eu cred că Bucureștiul trebuie să treacă printr-un lockdown, Bucureștiul și zona Bucureștiului, pentru că are posibilitatea președintele să instituie și parțial starea de urgență pe anumite zone teritoriale, pentru că aici se pare că este cea mai mare rată de transmitere. Și cred că asta ne obligă să nu mai punem în momentul de față în pericol viața oamenilor, pentru că nu numai pentru București aceasta este o mare problemă. Pentru toată țara, gândiți-vă că în București este și o zonă foarte importantă de tranzit. Foarte multă populație vine în București cu diverse chestiuni de rezolvat. Și în aceste condiții, cred că se poate transmite foarte, foarte puternic și în alte comunități, nu numai în cele care sunt vizate de zona teritorială, de zona geografică a Bucureștiului. Am urmărit cu atenție bucățile pe care le-ați dat din discursurile președintelui și cred că înțelege toată lumea de ce este necredibil președintele. Am văzut că pe 9 iulie spunea despre valul 4. Deci el era conștient de faptul că urmează un val 4, da? Dar cam atât. A bifat o chestie, a spus-o, da? Și gata, și-a luat-o de pe cap. Tot ce face președintele este acum, nu știu, într-o întârziere extraordinară. Mor în continuare oameni. În continuare președintele mai o tărăgânează puțin. Gândiți-vă că dacă abia mâine face o ședință până anunță măsurile, probabil cu vreo două, după 2-3 zile o să vină și aplicarea lor și așa mai departe. Și m-aș întoarce puțin și la discursul doamnei Mihăilă, care
poate fi unul credibil, din așa cum spuneam. Da, mi-ar fi plăcut să nu aud vorbind despre ce, de ce a greșit Florin Câțu, pentru că a trecut congresul, pentru că astea sunt toate declarații politice. Hai să ne concentrăm, sau mi-ar fi plăcut să se concentreze strict pe zona medicală, să răspundă la întrebările celor din comisie și atât, fără să facă niciun fel de apreciere. Pentru că, iată, duce discuția în derizoriu. Duce aceste răspunsuri într-o zonă care în acest moment pe noi nu ne interesează. Pentru că nu știu dacă ei înțeleg, dar noi suntem cu adevărat disperați. Eu nu pot să mă desprind de acest termen. Da, în timp ce noi vorbim, o să rog regia să ruleze aceste informații pe care o lume întreagă le vede. Da, mai e un lucru. M-aș duce pe ideea pe care a spus-o doamna Norica Nicolai că nu știm numărul îmbolnăvirilor cu adevărat. Păi nu, pentru că noi suntem... Noi acum găsim teste și la farmacii. Nu, dar tot noi suntem ăia care am măzluit cifrele de dragul alegerilor. Da, dar vreau să spun că sunt oameni care își fac teste, care ies pozitiv și nu mai anunță pe nimeni, niciun DSP, nu se duc la spitale, stau în casă. Pentru că nimeni da, pentru că nu mai au încredere. Exact. Doamna Nicolai, doamna Cătăuță. Da, există o puternică eroziune a încrederii în instituțiile statului și asta e dintr-o cauză foarte simplă. Principalii trei vinovați, ca să numim, tot îi place președintele Iohannis să numească elefanții din cameră, principalii trei vinovați sunt ministrul sănătății, primul ministru și președintele țării. Să nu ne mai ascundem după degete. Și domnul Rafila și domnul Străinu au avertizat din luna iulie că va urma un val 4 și că lucrurile vor fi foarte serioase. Poporul, că nu se vaccinează. Rata de vaccinare e foarte mică. Așa ne-a spus. Nu poate fi poporul, pentru că poporul trebuie convins. Poporul nu poate fi obligat. Trăim totuși într-o democrație în care avem niște drepturi. Și dacă oamenii au întrebări, vii și le răspunzi, e datoria ta ca stat, să vii să le răspunzi la toate întrebările și nedumeririle. Nu iese Câțu și spune, hai, vaccinează-te că o să bei o cafea cu mine nu știu unde. Nu vreau să beau o cafea cu tine. Ghiși ce? Eu vreau să știu dacă acel vaccin... Este bun pentru mine, vreau să știu dacă are efecte adverse și este normal ca oamenii să aibă aceste întrebări. Iar ei nu au făcut un lucru elementar, nu au vorbit cu oamenii pentru oameni. N-au făcut decât să transforme această așa zisă campanie de vaccinare într-o campanie de imagine. Dar acum li s-a întors în nas pentru că totul a fost superficial. Ne-a certat. Toată lumea ne-a certat în această perioadă. Doamna Norica Nicolai, vreți inclusiv să spuneți ceva? Inclusiv domnul Arafat, marele salvator al națiunii, domnul Arafat și dânsul ne-a certat. Unde este domnul Arafat acum? Da, ne-a certat acum două zile domnul Arafat și a spus că e prea multă libertate de exprimare. Și că are partea celorlalți. Lui de dreptate. Și că e vina celorlalți. Nu e vina lor că n-au fost în stare să comunice cu oamenii, nu e vina lor că n-au fost în stare să-i convingă pe oameni de beneficiile acestui vaccin. Eu sunt vaccinată, eu mi-am convins părinții să se vaccineze, dar a trebuit să mă informez de la medici și să le răspund la anumite întrebări. Asta trebuia să facă și ei, pentru că de asta sunt în fruntea țării. Nu ca să împartă bani, nu ca să pună gheara pe justiție și după aia se certe între ei, nu de asta. Sunt acolo ca să guverneze pentru oameni. Eu aș nuanța puțin responsabilitățile, pentru că ce se întâmplă acum este efectul unei lungi perioade de cădere și de precaritate morală și profesională în clasa politică românească. Îmi pare rău să o spun. Acum avem desăvârșit ceea ce Umberto Eco spunea, cel care dă indicații pe și devine purtător de cuvânt al prostiei. Dar iertați-mă, dacă ai un guvern încropit, precar profesional, precar moral, incapabil să se organizeze, aici ajungi. E ușor cum a încercat Klaus Iohannis în seara asta, reluând retorica vaccinați, nevaccinați. Probabil că măsurile pe care le vor propune vor fi categoric împotriva celor care nu s-au vaccinat, dar pe care ei n-au reușit să-i convingă să facă lucrul ăsta. Și cred că lucrurile vor risca în continuare să scape de sub control. Sau mai știi, poate cineva își dorește foarte tare ca lucrurile să scape de sub control în România, să avem de-a face
un regim destul de autoritar și să ne spună domnul Iohannis, așa cum ne-a spus în prima fază a pandemiei, că numai armata este capabilă cu tancurile pe străzi, sigur, nu. Domnul Ciucă e cel mai în măsură să facă asta, să diriguiască o țară, așa cum se aude că vine domnul Ciucă, pentru că l-ar retrage finalmente pe domnul Câțu, care e tare supărat. Doamna Calistru, vreau să o vedem pe Alice Grasu, șefa Salvării, care ne spune că sunt mii și mii de apeluri de o săptămână, două încoace, în așteptare la salvare, la ambulanță, din cauza asta de COVID. Și ultimele minute de discuție vreau să ne focusăm pe ideea de ce și cu moartea la ușă românii nu se vaccinează și ce mai e de făcut. Fie că e vorba de comunicare, fie să ne punem alți dregători în fruntea țării care să facă lucrurile să se miște. Hai să vedem declarația. A crescut și timpul de așteptare la predarea pacienților de către ambulanțe, un timp mediu de o oră și jumătate, două în ultima perioadă, dar am avut și situații în care ambulanța a stat 12 ore cu pacientul în ambulanță până a reușit să-l predea. Au fost și 2901 solicitări pentru consultații la domiciliu și, sigur, cele mai numeroase solicitări sunt pentru recoltare de probe biologice în vederea efectuării testului PCR. Aici vorbim de 5217 adrese, rețineți. La fiecare adresă sunt între cel mai rar o persoană, cel mai frecvent două până la maxim 11 persoane. Recordul de persoane într-o locuință care au fost testate a fost de 11. Asta e situația de fapt. Doamna Calistru, mă întorc la întrebarea mea. Să știți că mie pe fundal acum mi se aude tocmai o ambulanță, pentru că întâmplarea face că stau între două spitale. Între Spitalul Obregea și Victor Babeș. Deci, da, da, pe dumneavoastră care sunteți vaccinată și pe noi toți, chestia asta ne bagă în sperieți. Ne bagă pe în sperieți 70% final... aproape dintre români nu-i sperie nimic. Nu știu dacă nu-i sperie nimic, pentru că e foarte, foarte simplu să dai vina pe oameni. E foarte simplu să dai vina pe oameni în condițiile în care 30 de ani nu ai făcut nimic pentru a investi în educație și în sistem sanitar. E foarte greu să explici omului, hai cu gândirea critică și hai să-ți explic ce conține vaccinul, când nu s-a făcut pe bune biologie la școală, când poate nu s-a făcut pe bune chimie la școală și când poate puțin dintre noi au răbdarea să vorbească cu cel poate mai puțin informate lângă el, să-i explice despre ce este vorba. Din păcate, în acest moment, nici mama campaniei de comunicare nu ne va scăpa din asta și sper din toată inima să nu mai vedem iarăși milioane de euro aruncate pe o campanie de comunicare, pentru că nu mai este momentul pentru așa ceva. Este un moment în care oamenii sunt sătui până peste cap. Cred că pot aproape să vizualizez cum li se închid așa urechile tuturor celor care li se spune, mai ales din partea autorităților publice, vaccinați-vă. Poate să fie super adevărat, poate ar putea să fie un vaccin fabulos. Deja răul este făcut. Motiv pentru care ceea ce cred că se mai poate salva în acest moment este să luăm om cu om, să încercăm să salvăm pe acei oameni din sistemul sanitar care sunt la limita puterilor, încercăm să-i facem măcar pe ei să nu clacheze și să încercăm cu toții să vedem în ce măsură putem să ne salvăm pe cei din jurul nostru. Știu că sună dramatic și de obicei eu sunt responsabilă cu optimismul, însă suntem cam pe cont propriu. Ce putem să facem în privința autorităților este să ne promitem că nu mai ajungem niciodată să ne conducă niște oameni care nu le pasă. Nu cred că și dacă ne mai ia 30 de ani, mulțumesc, doamna Calistru, asta e frica. Doamna Nicolai, câteva zeci de secunde, un mesaj și dumneavoastră, vă rog, înainte de a vedea pe final, înainte de pauză, drama unei familii care a fost răpusă de virus, așa, într-o zi, două. Cred că fiecare trebuie să-și ia propriile măsuri și dacă este nevoie, chiar putem să ne autoizolăm pentru a ne salva viața. Într-un stat, așa cum ne spunea președintele, eșuat, e greu să aștepți de la autorități responsabilitate. Mulțumesc tare mult! Ne revedem în partea a doua, să alăture discuției și alți invitați. COVID-ul ucide și ucide, o să vedeți, o familie într-o zi.